Tocmai ce am auzit roastul făcut de către Irina Vlad și Cătălina, reprezentanta a rămas Irina și la și zis, mai mult decât l-a citit, îl știa pe din afară. Doamna Ana a stat lângă aceasta. Cum vi s-a părut acest roast? Mie mi s-a părut de bun simț, nu s-a exagerat, nu au fost jigniri. Ba mai mult am văzut că s-a râs la foarte multe dintre glume la Mihai și Hatige mi s-a părut light, așa nu au fost foarte uh, multe glume și nici uh, dureroase, dar uh, nici la Anemona s-a luat uh, de uh, aspectul fizic, ar fi mică și ar părea că ar fi minoră. La Dani a început așa în forță cu faza aceea cu dragă tată și cealaltă cu alocația, dar uh, s-a râs destul de mult. Mie mi-a plăcut acest roast. Și nu cred că a deranjat pe niciunul dintre concurenți.